astăzi este regele Ezechia. Vom învăța despre unul dintre cei mai buni regi ai Împărăției de Sud. Cel puțin mie îmi place foarte mult de el. De Ezechia, chiar Biblia are cuvinte de laudă. Dar haideți să răspundem la câteva întrebări recapitulative, apoi vom citi câteva versete din 2 Regi, capitolul 19, așa cum am zis, și vom învăța câteva lucruri despre regele Ezechia. Bun, suntem în studiul acesta nostru despre istoria Vechiului Testament. Vechiul Testament are 17 cărți de istorie, are și alte cărți, legea, cărți profetice, dar vorbim despre cărțile de istorie sau despre istoria Vechiului Testament. Hai să vedem, am învățat săptămâna trecută ce s-a întâmplat cu Împărăția de Nord în anul 722 înainte de Hristos. Este un an important în istoria lor. Ce s-a întâmplat cu Împărăția de Nord? Au fost duși în captivitate. Asiria. Au fost duși în captivitate. Au fost duși în robie, ai zis, care? Asiriană, da? Bun. Hai să vedem o altă întrebare. Ce diferență este între Asiria și Siria? Am explicat puțin data trecută, două lume foarte ușor confundabile. Asiria și Siria. Și amintește cineva? Siria este ce? O țară? Există și astăzi, da? Da. Este o țară. Capitala la? Damasc. Damasc, una dintre cele mai vechi cetăți, unii cred chiar cea mai veche. Da? Iar Asiria, ce este Asiria? Era un imperiu. Era, foarte bine. Asiria nu mai este. Era un imperiu, unul dintre marile imperii ale Antichității sau, mă rog, înainte de Hristos. Foarte bine. Câți ani a rezistat împărăția sau regatul de Nord până când a fost luată în robie? De când s-a despărțit împărăția și până când a fost luată în robie în 722? Am învățat data trecută. Câți ani au trecut? Câți ani a rezistat? Aveți și lecțiile. 200 de ani, foarte bine, 200 de ani. Bun, hai să facem atunci puțină cronologie, adică date. Dacă în 722 a fost dus în robie și a rezistat 200 de ani, vă amintiți că înainte de Hristos anii veneau invers, de la mare la mic, scădeau. Atunci vă pun o altă întrebare. Între ce ani a domnit David? Împăratul David. Foarte bine, a început să domnească în anul 1000, între ce ani a trăit? 1000 și? Și 940. Și 960. 960, da? Câți ani a domnit David, deci? 40. 40. Solomon? 40. De Solomon, între ce ani a domnit? 960 și 920. 920. Deci 920 aproximativ s-a divizat împărăția, da? Mă rog, a lui Israel, da? Și din 920 până în 720, 722, 200 de ani a rezistat împărăția de Nord, apoi a fost dusă în robie. Foarte bine. Deci, un an, mă rog, de cotitură, anul 1000, David vine pe tron. Hai să vedem, să mergem un pic mai în spate, deși nu are legătură neapărat cu lecția noastră apropiată. În jurul cărui an a fost Moise? 1500 înainte de Hristos. 1500-1600, da? Și între Moise și David, 500 de ani. Bine, ne oprim puțin cu anii, dar vedeți cât de ușor putem să calculăm. Știm că David a domnit 40 de ani, Solomon 40 de ani, da? Și putem să calculăm așa foarte ușor. Bine, hai să ne apropiem de ce am învățat săptămâna trecută, care a fost ultimul rege din Iuda, Împărăția de Sud, despre care am învățat. Cum? Osea a fost din Israel. Nu a fost din Israel. Osea a fost ultimul din Israel. După el s-a dus în robia asiriană. Nu? Ahaz. Ahaz, da? Bun. Deci am învățat despre Ahaz. Ce a făcut el? Ce o amintiți? A fost un rege bun sau rău? Păi a fost bun în prima parte și după aia... Nu a fost bun. Nu era. Era.
fost rău. Bun, a fost rău. Ce a făcut el? Vă amintit? Idolatrie, e foarte general. Ceva mai specific pentru el, ce a făcut? Da, a făcut, s-a purtat chiar asta, schimbe, dacă ne uităm capitolul 16, că a umblat în calea regilor lui Israel, adică calea regilor lui Israel este descrisă fie de Roboam, Ieroboam întâi, care a făcut cei doi viței de aur, da? Fie de Ahab, cel mai rău rege, care a adus idolatria sidonienilor, acolo și pe Bal. Deci dacă ne uităm în capitolul 16 și versetul 3, spune despre Ahaz că a umblat în calea regilor lui Israel. Și iată ce a făcut, ceva specific. A trecut pe fiul său prin foc, după urciunile popoarelor pe care Domnul le alungase dinaintea copilor lui Israel. Care era idolul care cerea jertfă umană? Moloch. Da? Din are la Moloch. Bine. Ce a mai făcut el ca și fapt, înainte de, în afară de idolatrie? Cum s-a comportat el? Când a avut un necaz, un test, l-au atacat dușmanii, ce a făcut el? Ce a hotărât? Este ceva care a făcut el. S-a aliat cu Siria. A cerut ajutorul Asiriei. Nu Siria, Asiriei. Siria, vedeți cât de ușor se confunde. Siria, da, cu regele ei Rețin și împreună cu împărăția de Nord, Israel, au început să amenințe Iuda. Spune, de fapt, în capitolul 15, versetul 37, în zilele acelea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Rețin, regele Siriei, și pe Pekah, fiul lui Remalia, din împărăția de Nord. Și Ahaz, iată ce soluție a avut. În capitolul 16, versetul 5, versetul 7. Da, versetul 5 arată ce a făcut Domnul, cum a îngăduit, am citit deja din capitolul 15. Din cauza idolatriei lui Ahaz, Domnul a îngăduit ca dușmanii să vină peste el. Asta spune și versetul 5, nu știam de ce mi l-am notat. Dar în versetul 7 ce face Ahaz? El atacă dușmanii, are o criză, rămâne fără mâncare, rămâi fără bani, rămâi fără servici, ai o criză. Dar vine războiul. Așa a venit la el. Ce faci? Iată ce a făcut el. Ahaz a trimis mesager la Tiglat-Pileser, regele Asiriei. Era mai mare, mai puternic, da? Trimis după americani. Sau după ruși, sau fiecare care crede că este mai puternic, nu? Hai să facem un legământ. Asta a făcut Ahaz. Bine. Și asta ne aduce la următorul rege în Iuda, și anume Ezechia. Ezechia este fiul lui Ahaz. Și haideți să vedem ce contrast este între cei doi, dar, așa cum spuneam, hai să citim câteva versete în capitolul 19. O să mai spun asta deja, dar fiindcă suntem aici, adică o să mai studiem astăzi despre asta, dar fiindcă suntem aici, să vă spun încă de acum. Ahaz cere ajutorul lui Tiglat-Pileser, regele Asiriei, ca să-l scape de regele Siriei și de regele lui Israel. Și Ezechia este atacat de unul din urmașii regelui Asiriei ca să fie cucerit. Da? Deci cel cu care tatălui, sau cei cu care tatălui a făcut înțelegere, acum vin și atacă Iuda. În capitolul 19, spuneam, aș vrea să citim sau să vă citesc de la versetul 14 la 16. 2 Regi, capitolul 19, de la versetul 14. Ezechia a luat scrisoarea din mâna mesagerilor și a citit-o. Apoi s-a urcat în casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Apoi Ezechia s-a rugat înaintea Domnului și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, cel ce locuiești între heruvim, Tu singur ești Dumnezeu al tuturor împărăților de pe pământ. Tu ai făcut cerul și pământul. Pleacă-ți urechea, Doamne, și ascultă. Deschide-ți ochii, Doamne, și privește și auzi cuvintele lui Sanherib. Și auzi cuvintele lui Sanherib care a trimis pe Rabșache să baciocurească pe Dumnezeul cel viu. Amin. Vă recomand să citiți tot capitolul, toată această istorisire foarte frumoasă, foarte frumoasă, cum lucrează Dumnezeu. Dar iată cum a lucrat și Ezechia. Tatăl său Ahaz a fost amenințat, s-a dus la regele Asiriei, cel mai puternic om.
din împrejurimile lui. Fiul său, Ezechia, a fost atacat, a luat scrisoarea de amenințare care a primit-o de la regele Asiriei și a dus-o înaintea Domnului, s-a dus la Domnul. Vedeți care este diferența? Ahaz s-a dus la cineva pe care îl vede și Ezechia s-a dus la cineva pe care nu îl vede. Nu l-a văzut. S-a dus prin credință. Amin? A căutat pe Domnul. Bun. La pagina 186, punctul 4 roman, începem lecția noastră de astăzi, chiar aici, după ce împărăția de sud, pardon, după ce împărăția de nord, Israelul a fost luată în robia asiriană, nu mai discutăm acum, dar amintiți-vă cum s-a format populația samaritenilor acolo, cum a fost luați evreii, duși în Imperiul Asirian și au fost aduși alte nații de oameni acolo și cum ei nu știau să se închine lui Dumnezeu, Dumnezeu a trimis niște animale sălbatice și se omoare și apoi s-a format acea religie mixtă. Oamenii se închinau și la Dumnezeu, dar se închinau și la idolii, la dumnezeilor falși. Acum, după ce împărăția de nord este luată în robie, urmărim ce s-a întâmplat în împărăția de sud de la anul sau din anul 722 până când și ei au fost duși în exil. Știe cineva în ce an au fost duși ei în exil, împărăția de sud? 606. O să învățăm despre asta. 606 a fost prima tranșe care au fost luați. În 586 este anul în care Ierusalimul a fost distrus și templul a fost distrus și a fost a treia serie de care au fost luați în robie de către Nebucadnețar. Deci, iată, aproximativ încă 150 de ani au reușit să reziste ei după ce împărăția de nord a fost dusă în robie. Bine. Punctul A, Ezechia și invazia lui Sanherib. Sanherib acesta este unul din urmașii lui Tiglat-Pileser, împăratul, deci este și el împăratul Imperiului Asirian. Dar înainte de asta, în prima parte a capitolului 18, vedem câteva reforme pe care le face Ezechia. Deci el vine după Ahaz și idolatriile pe care le făcuse și el face câteva reforme. El domnește între 716 și 687 și să citească cineva, vă rog, suntem în capitolul 18 acum, în capitolul 18, versetul 3. Și el a făcut ce este drept înaintea Domnului, întocmai cum făcusese tatăl său David. De multe ori este greu să ținem cronologia exactă, fiindcă tatăl și fiul au domnit împreună, cum este cazul aici, pentru un an de zile Ahaz a domnit sau Ezechia a fost coregent cu tatăl său Ahaz și este destul de greu să ținem exact. Și Ezechia, primele lui reforme a fost că a distrus tâmpii idolești ai Astarteei, zeița cananiților, dacă poate cineva să citească versetul 4. Ieșirea poporului Israel din Egipt, când ei au cârtit că nu au apă și că s-au săturat de hrana aceea proastă, le este dor de frazul din Egipt și de pești și Dumnezeu a trimis niște șerpi înfocați sau velinoși care să îi muște și mureau. Și ei au mers la Moise, au zis, am păcătuit, roagă pe Domnul să ne scape de moarte, de șerpii aceștia. Moise l-a rugat pe Domnul și Domnul a zis, fă-ți un șarpe de bronz sau de aramă, înalță-l pe o grăjină și spune-le, oricine este mușcat de un șarpe veninos și se uită la șarpele de aramă, va trăi. Și Moise a făcut exact așa. Și acolo avem o imagine foarte clară despre mântuire, despre salvare, despre scăpare de la moarte și moartea finală care este iadul. Este prin har, este prin credință. Ei trebuiau să recunoască că au păcătuit și din cauza asta mureau și au recunoscut și de aia s-au dus la Moise să mijlocească pentru ei la Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat soluția. Nu trebuie să dați bani, nu trebuie să faceți mătănii, nu trebuie să spuneți Tatăl nostru, nu trebuie să vă faceți cruce,
Nu trebuie să faceți nu știu ce, trebuie să aveți credință. Dar ce au făcut ei? Au făcut din șarpele ăla de aramă un obiect de cult, o icoană. Și s-au închinat la o icoană. Așa cum se închină azi oamenii la Fecioara Maria, de curând a fost, da? Cred că unii s-au închinat aseară cu petrecere și muzică și dansă, s-au zis până aici, da? Cred că Maria a fost foarte onorată de petrecerea lor. Sau cum se închină la clădirile unor biserici, da? Semnul crucii. Sau rugăciunea Tatăl nostru. Să știți că sunt o grămadă de pocăiți care folosesc rugăciunea Tatăl nostru ca pe un obiect de cult. Ca pe o superstiție. Dacă știm să zicem Tatăl nostru și zicem într-un grup, suntem binecuvântați, Dumnezeu o să ne ajute. Iată cum oamenii devin religioși. Și sute de ani, vă dați seama, de pe vremea lui Moise, 500 și ceva de ani, am făcut calculul mai înainte, acum, dacă și mai mult, 700 de ani, cum mai era, s-au închinat la acel șarpe de aramă. Oare acel șarpe de aramă i-a scăpat pe ei de venin, de șerpi veninoși? Dumnezeu i-a scăpat, prin credință. Șarpele ăla de aramă era doar un obiect pe care Dumnezeu l-a folosit ca să le ilustreze faptul că este prin har, prin credință. De fapt, era simbolul păcatului, din cauza căruia mureau șarpele care mușca. Și oamenii au crezut că șarpele ăla le aduce, pentru că oamenii vor să-și facă icoane. De aceea porunca a doua spune să nu-ți faci chip și oblit. Și nici o înfățișare a lucrurilor care sunt în cer sau pe pământ sau sub pământ. Și să nu te închini înaintea lor. Nici pe Dumnezeu să nu ți-l faci într-o icoană, că Dumnezeu nu ți s-a arătat ca să știi cum arată, să-i faci tu o icoană. Nici pe Domnul Iisus Hristos, nici pe Sfinți. Să nu-ți faci chip cioplit. Și iată că Ezechia și-a pus încrederea nu în șarpele de aramă, cum sute de ani evreii și-au pus încrederea să se închinau înaintea lui. De ce se închinau înaintea lui? Pentru că aveau o superstiție. O să avem noroc. Ne poartă noroc, nu? Sunt o grămadă de creștini cu 10 cruciulițe la oglinda de la mașină, cu icoane prin portofel, pe birou, cruciulițe, icoane. Ne poartă noroc. Sunt sfințite, sunt... Tot de aia se închinau și ei la șarpele astea de aramă, ca să le poarte noroc, să îi ferească de boli, de dezastre. Dar iată ce face Ezechia. După sute de ani în care părinții lui și strămoșii lui au făcut așa ceva, el face o reformă, zice, nu, nu e bine ce faceți voi. Dumnezeu n-a spus așa. Și să citească cineva versetul 5 și 6. Și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeului Israel și dintre toți regele Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Deci el s-a alipit de Domnul și nu s-a depărtat de el și a păzit poruncile pe care Domnul le dăduse lui Moise. Iată ce reputație avea Ezechia. Domnul mi-a pus pe inimă cât de curând să pregătesc din cuvântul Domnului, cu ajutorul Domnului, un mesaj despre reputație. Cât e de important reputația. De multe ori nu ne gândim. Dar fiecare dintre noi avem o reputație. Dacă cineva vorbește cu soțul, cu soția, cu copiii, cu vecinii noștri, fiecare avem o reputație. Iată care era reputația sau renumele lui Ezechia. Și acest verset vine exact după ce spune că a dărâmat stâlpii idolești și a dărâmat după 7-800 de ani acel șarpe de aramă. Și vine motivul, spune, pentru că el și-a pus încrederea în Domnul, pe care nu-l vedea. Nu într-un șarpe de aramă pe care îl vedea, nu într-o clădire a bisericii, nu într-o cruce, nu într-un lucru pe care îl vedea. Pentru că dacă îl vezi, nu mai este prin credință, este prin vedere. El și-a pus încrederea în Domnul, pe care nu îl vedea. Hai să citim versetul 26 acum. Am zis bine? Da, 26. Trecem un pic înainte, lăsăm asta cu reformele lui Ezechia, trecem la atacul lui Sanherib. Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna și Ioab, au zis lui Rabșache, vorbește, te rog, slujitorilor tăi în limba siriană, fiindcă înțelegem, și nu ne vorbi în limba ebraică, în auzul poporului care este pe zid. Deci,
Ezechia a făcut aceste reforme, a distrus idolatria, a introdus din nou închinarea la Domnul și a pus încrederea în Domnul. Și acum, după ce a făcut bine, iată că este atacat. Da. Dacă cineva vrea să-l caute pe Domnul și pățește ceva, dar vezi că de-aia te-ai dus la pocăiță la biserică, vezi că de-aia ai pățit așa, că ai făcut asta și aia la... El a făcut bine și a fost acum în pericol. Aici este, am citit versetul acesta, este o, și aveți o notă, aici în material, da? Limba lui vorbită în Iuda era ebraica și ei cer, sau cer acestor primiși ai regelui Asiriei să le vorbească în limba aramaică. Aramaica era limba vorbită în Siria. Pentru că o înțelege și să nu mai vorbești în ebraică. Pentru că ei nu vreau să audă tot poporul la amenințările pe care le aduceau trimișii lui Sanherib. Iată în versetul 17, care sunt trimișii lui Sanherib. Să citească cineva versetul 17, capitolul 18. Atunci regele Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim împotriva regelui Ezechia pe Tartan, pe Rapsaris și pe Rapsache, împreună cu o armată mare și puternică. Și ei s-au urcat până au venit la Ierusalim. Și când s-au urcat, au venit și s-au coborât lângă canalul de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la oborul înălbitorului. Toată lumea a auzit de Rapsache și după cum este de, mă rog, de vorbăreț, toată lumea crede că el este căpitanul oștirii asiriene, dar iată distribuția acestor trimiși a lui Sanherib. Sanherib era regele Asiriei, Rapsaris era șeful familiilor, Rapsac era paharnicul și primul care este menționat, Tartan, este de fapt căpitanul oștirii. Hai să încercăm să facem o mică, spiță de neam a împăraților Asiriei. Deci Ahaz, tatăl lui Ezechia, cere ajutor de la împăratul Asiriei. Cum se numea? Tiglat-Pileser, spune numele traduceri, că noi îl avem pe țâr, dar Tiglat-Pileser, da? El are doi copii, Sarmanasar și Sargon, sau Sargon al doilea, da? Sarmanasar, ce știm despre el? Ce spune Biblia? El este cel care duce pe Israel în robie, în anul 722, da? Deci putem spune că Iuda, într-un fel, se face indirect vinovată de robia asiriană, pentru că Iuda, prin Ahaz, cere ajutorul Asiriei împotriva lui Rețin, regele Siriei, care îi ataca pe ei împreună cu Pekah, fiul lui Remalia, regele lui Israel. Da? Deci Asiria și Israel atacau Iuda. Iuda, prin Ahaz, cere ajutorul la cel mai mare, la Asiria. Da? Tiglat-Pileser. Și acum Sarmanasar, fiul lui Tiglat-Pileser, în 722, ia în robie pe împărăția de nord, împărăția lui Israel. Nu domnește prea mult și domnește apoi Sargon al doilea, fratele său. Și Sargon al doilea are un fiu care se numește Sanherib. Și Sanherib este regele despre care citim aici, care trimite pe acești trei, de data aceasta, în împărăția de sud, la Ierusalim, la Iuda. Iată, numai de la Ahaz până la Ezechia, Ahaz cere ajutorul și face legământ cu Asiria și acum asirienii îl atacă pe Ezechia, fiul său. Intenția lor era să determine pe Iuda să se predea sub amenințări. Nu doreau un război, credeau că poate să-i sperie cu toate cuceririle pe care le făcuseră, inclusiv cu Israelul, cu împărăția de nord pe care îi luaseră în robie. Și dacă citiți în acest capitol 18, veți vedea barșopurile care le aruncă la adresa împărăției lui Iuda, la adresa lui Ezechia și chiar la adresa Dumnezeului lor în care se încredeau. Este interesant. Așa cum a spus Rapsache, paharnicul, nu știu dacă băuse ceva, dar Rapsache este cel mai curajos și cel mai bun vorbitor dintre aceștia. Să citească cineva versetul 19 și 20 în capitolul 18.
Atunci Rabșake le-a zis, spuneți, vă rog lui Ezechia, așa vorbește Marele Rege, Regele Asiriei, ce încredere este aceasta pe care te bizui? Tu zici că ai sfat și putere pentru război, dar să nu mai vorbe boală. Așadar, în cine te încrezi de te răzvătești împotriva mea? Tu zici că ai sfat și putere pentru război, el zice, pentru război trebuie luptători, trebuie oameni, trebuie... Nu încredere. Și bajocoresc speranța lor și încrederea lor în Dumnezeul lor. Apoi haideți să vedem, așa cum scrie aici, arma lor este frica, dar de asemenea, dacă citim ce spun ei, vedem că sunt și vicleni și folosesc și arma aceasta a vicleșugului. Dacă poate cineva să citească versetul 22. Putem vei spune, noi ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru, dar nu este El acela ale cărui înălțim și altare le-a îndepărtat Ezechia și a zis lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați înaintea acestui altar în Ierusalim? El fie confundă religia cu închinarea adevărată, pentru că, într-adevăr, toți părinții lor, al lui Ezechia, se închinaseră la idoli. Și acum Ezechia, prin reformele lui, a răsturnat dumnezeii la care, idolii la care se închinaseră părinții lui. Și fie acest Rabșake este ignorant și nu face diferența între religie și idol și Dumnezeul adevărat, fie este viclean și vrea să-i păcălească sau să apeleze la tradițiile lor strămoșești și să-i facă să înțeleagă, de fapt, Ezechia a greșit când a răsturnat idolii și la ce se închinau ei și acum nu o să aibă nicio putere, niciun Dumnezeu nu o să-l ajute. Este viclenie. Și de asemenea, vedem aici o viclenie a profetului mincinos. Mă rog, profetul mincinos, în general, nu este niciun profet aici, dar cam asta este slujba unui profet mincinos. Dacă poate cineva să citească versetul 25. Iată, o profeție mincinoasă. Rabșake vorbește numele regelui Asiriei lui Sanherib și prin vicleșug vrea să-i convingă Domnul a îngăduit să vă asediem. Domnul ne-a trimis aici. Da. Sigur, Domnul nu ne-a trimis pentru că Domnul n-a îngăduit să fie cuceriți Ierusalimul și Iuda și de fapt a întors acasă armata lui Sanherib și pe el, pe Sanherib, l-a omorât. De asemenea, acești asirieni au comparat falimentul dumnezeilor lui idolilor cu Dumnezeul cel viu. Dacă citește cineva versetul 34. Unde sunt dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului, ai Henei și ai Ivei? Au scăpat ei Samaria din mâna mea? Ei compară și spun, unde sunt dumnezeii cetăților pe care le-am cucerit deja? Pentru că fiecare nație de oameni are dumnezeii sau idolii ei. Și Rabșake sau asirienii confundă pe Dumnezeul adevărat cu o religie sau cu niște idoli. Iarăși, intenționat sau neintenționat. Și aveți aici o notă, iarăși o steluță, lume și... Lumea și cel rău întotdeauna încearcă să spună că Dumnezeul nostru nu este capabil. Punctul B. Ezechia și Isaia. După amenințările lui Sanherib și atacul ei erau cu armata acolo, hai să vedem ce face Ezechia. Cum răspunde în situația aceasta de criză și să comparăm cu ce a făcut tatăl său Ahaz. Ezechia îl consultă pe Isaia, trimite la Isaia să întrebe ce să facem în această situație. Aveți tabelul acela cu regii și profeții, veți vedea că Isaia este profet în vremea aceasta, a lui Ahaz a fost și a lui Ezechia. Și haideți să citim câteva versete acum în capitolul 19. Trecem în capitolul 19, 2 Regi, capitolul 19. O să vă citesc eu versetul 1 și 2. Când regele Ezechia a auzit lucrul acesta și a sfâșiat hainele. De fapt, mai era un verset din capitolul 18. Dacă poate cineva să citească versetul 36 din capitolul 18. Poporul a tăcut și
nu i-a răspuns o vorbă, căci porunca regelui era să nu-i răspundeți. Da. La toate amenințările lor, poporul a ascultat de Ezechia și l-a urmat. Interesant, am vrut să citim și versetul acesta. Și nu i-a răspuns nicio vorbă lui Rabșache și trimișilor regelui Asiriei. Și când regele Ezechia, apoi i-au dus raport regelui și a zis, iată ce se întâmplă și care sunt amenințările. Când regele Ezechia a auzit lucrul acesta și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. Comparat cu ce a făcut Ahaz, s-a dus la regele Asiriei și a cerut să facă un legământ cu el și să-l ajute. Ezechia și-a sfâșiat hainele și și-a acoperit cu un sac și s-a dus, acest semn al necazului, al amărăciunii, și s-a dus în casa Domnului. El a trimis pe Eliachim, căpetenia casei regelui, și pe Șebna, secretarul, și pe cei mai bătrâni dintre preoți, acoperiți cu saci, la profetul Isaia, fiul lui Amoț. Să citească cineva și versetul 4, cu ce mesaj s-au dus aceștia la Isaia din partea regelui Ezechia. Acesta este mesajul pe care Ezechia trimite la Isaia, profetul lui Dumnezeu. Poate Domnul Dumnezeu tău a auzit, el știe, el aude totul. Înalți o rugăciune pentru noi, avem nevoie de ajutor. Ezechia ce a făcut, l-a consultat pe profetul inspirat de Dumnezeu în vremurile acestea de tulburare. El a vrut să vadă care este răspunsul de la Dumnezeu. Și noi, de asemenea, ar trebui să consultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Când avem probleme, ar trebui să consultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să cerem sfat de la omul lui Dumnezeu. Ar trebui să ne rugăm și să așteptăm soluția lui Dumnezeu. Și soluția lui Dumnezeu a venit. Dumnezeu a trimis prin Isaia vorbă înapoi la regele Ezechia, versetul 6, Isaia le-a zis, așa veți zice stăpânului vostru, adică regelui. Așa vorbește Domnul, nu te teme de cuvintele pe care le-ai auzit și cu care m-au batjocorit slujitorii regelui Asiriei. Iată, voi pune în el un duh, așa că va auzi un zvon și se va întoarce în țara lui și voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Iată ce repede rezolvă Domnul. Ăștia s-au chinuit, au făcut o pledoarie, au încercat să-i sperie. Au venit cu sute de amenințări și cu vicleșug și au vorbit în limba ebraică să înțeleagă și poporul, să spere, să-i dezbine. Și Dumnezeu, într-o propoziție, a rezolvat totuși. Amin. A zis, nu te teme că așa ceva nu se va întâmpla. Și iată ce se va întâmpla, de fapt. Și așa s-a întâmplat cum a zis Dumnezeu. Armata lui Sanherib a fost distrusă de către Domnul. Armata lui Iuda nici măcar n-a luptat. Ezechia nici măcar n-a luptat. Nici măcar n-a ieșit la luptă. Gândiți-vă puțin. Câte amenințări și cu câtă aroganță au venit trimiși regelui Asiriei și ce se mai gândeau ei și își frecau mâinile că în câteva zile o să trecem peste Ierusalim și evreii nici măcar n-au trebuit să iasă din cetate la luptă. Dumnezeu a distrus o armată într-o singură noapte, spune aici de la versetul 35, în noaptea aceea a ieșit Îngerul Domnului și a ucis în tabăra sirienilor 185.000 de oameni. 185.000 de oameni într-o singură noapte. Da. Și când locuitorii s-au sculat, dimineața iată că toate trupurile asirienilor ziceau moarte. Atunci Sanherib, regele Asiriei, a plecat și s-a întors acasă și a locuit la Ninive, capitala Asiriei. Și s-a întâmplat că pe când se închina în templul Dumnezeului său, Nisroch, Adramalec, și șarețer fiii săi l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esar Hadon. Iată ce repede a rezolvat Dumnezeu. Câteodată, parcă toată lumea este împotriva noastră. Atâtea amenințări. Ne facem mici cât un bulice. Nu mai avem nicio șansă, credem noi. La cine strigăm? Cum rezolvăm problemele?
punem mâna pe telefon, pe cine sunăm, scoatem bani din buzunar, pe cine plătim, cu cine vrem să facem alianță. Ezechia, fără îndoială, că era foarte, foarte speriat când s-a dus în casa Domnului, fără îndoială că era cu o durere în stomac, probabil. Nu știu dacă se face, simte și el la fel cum simt eu când nu știu ce se va întâmpla, cu un gol în stomac. Dar a strigat către Domnul și a vorbit cu profetul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, stai liniștit, se rezolvă. Într-o singură noapte s-a rezolvat. Iată ce lecție și iată ce diferență între Ahaz și Ezechiel. Iată ce diferență. Și iată cum putem să ne punem încrederea în Dumnezeul cel viu. Chiar dacă toți din jurul nostru au făcut așa de sute de ani, chiar dacă toți din jurul nostru, chiar baptiștii au făcut așa și ăștia au făcut așa și sunt niște tradiții, că se știți că și baptiștii au tradițiile lor, nu numai ortodoxi. Ezechia a zis și a pus încrederea în Dumnezeul pe care nu-l vedea. Nu în ceea ce făceau oameni. Și Dumnezeu l-a scăpat. Domnul să ne ajute să învățăm din lucrurile acestea. Iată, am vorbit și despre reputația lui Ezechia și să ne ajute să avem și noi un astfel de renume și o reputație pentru gloria lui Dumnezeu.